În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Tu. Pacea să fie cu voi. Să ne bucurăm cu toții în Domnul, căci Mântuitorul nostru s-a născut în lume. Astăzi s-a coborât din cer la noi pacea adevărată. Lăudat să fie Iisus Hristos. Nevastă, părinte decan și paroc, intelectul monsignor Benoni, dragi părinți profesori, părinți concelebrați, dragi persoane consacrate, dragi viscredincioși, uniți cu noi prin intermediul radioului Maria și prin internet. Să ne bucurăm cu toții în Domnul, căci Mântuitorul nostru s-a născut în lume. Astăzi a venit la noi pacea adevărată. Aceasta este bucuria acestei nopți. Aceasta este cântarea noastră. Cântare pe care o adăugăm la cântarea îngerilor. Mărire în cer lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care El îi iubește. Acesta vrem să fie sensul celebrării din această noapte, ca să înțelegem darul pe care El ne l-a adus, darul vieții, darul demnității, darul familiei. Pentru a celebra cu vrednicie acest mister al nașterii Domnului, Crăciunul, ne dispunem acum, cerând iertare pentru toate păcatele, spunând din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați în lumine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Kyrie, Kyrie,
gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ai luminat această noapte preasfântă cu strălucirea Lui Hristos, lumina cea adevărată. Dă-ne, te rugăm, harul să cunoaștem încă de pe pământ tainele luminii sale, ca să ne desfătăm cu plinătatea bucuriei Lui în ceruri. El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin.
Un fiu ni s-a dat nouă. Citire din cartea profetului Isaia. Poporul care umbla în întuneric a văzut o lumină mare, peste cei care locuiau în ținutul umbrei morții a strălucit o lumină. Ai înmulțit poporul lui, le-ai mărit bucuria. Se bucură înaintea ta cum se veselesc la seceriș și se înveselesc ca la împărțirea prăzii. Căci tu ai sfârmat jucul care l-a păsa, toiagul de pe umerii săi și nuiaua celui care l-o prima, ca în ziua de la Madian. Căci orice încălțăminte zgomotoasă și orice manta învăluită în sânge vor fi arse, hrană pentru foc. Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit sfetnic, minunat, Dumnezeu puternic, Părinte veșnic, Principe al păcii, ca întinderea stăpânirii lui și a păcii să nu aibă sfârșit pe tronul lui David și în regatul lui, să-l întărească și să-l facă stabil prin judecată și prin dreptate, de acum și pentru totdeauna. Zelul Domnului Sabaot va face aceasta. Cuvântul Domnului. Azi pentru noi se naște Mesia cel așteptat. Azi pentru noi se naște Mesia cel așteptat. Cântați-i Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate, dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Azi pentru noi se naște Mesia cel așteptat. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Aclamați, cântați psalmi și tresăltați de bucurie. Cântați-i Domnului imnuri cu harpa, cu harpa și încânători de psalmi, sunând din trompetă și din corn, strigați de bucurie în fața Domnului Regele nostru.
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Tit. Prea iubitule, harul lui Dumnezeu s-a arătat ca mântuitor pentru toți oamenii, învățându-ne să respingem nelegiuirea și poftele lumești, ca să trăim în veacul de acum cu înțelepciune, cu dreptate și cu evlavie, așteptând speranța fericită și arătarea gloriei Marelui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere de orice nelegiuire și să curețe pentru sine un popor numai al Său, plin de zel pentru fapte bune. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos după Sfântul Luca. În zilele acelea a venit un decret din partea lui Cezar August ca să se facă recensământ pe tot pământul. Acest recensământ a fost primul pe când Virinius era guvernator al Siriei. Toți mergeau să fie înscriși, fiecare în cetatea sa. Și Iosif a urcat din Galileea, din cetatea Nazaret, către Iudeea, în cetatea lui David, care se numește Betleem, întrucât era din casa și din familia lui David, pentru a se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca Maria să nască și l-a născut pe fiul ei, primul născut, l-a înfășat și l-a culcat în iesle, pentru că nu era loc de găzduire pentru ei. În acel ținut, erau unii păstori care trăiau pe câmp și păzeau turmele pe timpul nopții. Și le-a apărut un înger al Domnului și gloria Domnului i-a învăluit în lumină, iar ei au fost cuprinși de o mare spaimă. Îngerul le-a spus: nu vă temeți, căci iată, vă vestesc o mare bucurie
care va fi pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul. Acesta este semnul. Veți găsi un copil înfășat și culcat în iesle. Dintr-o dată s-a unit cu îngerul o mulțime din oastea cerească, lăudându-l pe Dumnezeu și spunând: mărire în înaltul cerurilor lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care El îi iubește. Cuvântul Domnului. Mărire în cer lui Dumnezeu și pe pământ pace oamenilor pe care El îi iubește. În zilele voastre, dragi și iubiți credincioși, dragi radioascultători, dragi iubitori ai nașterii Domnului, în atmosfera pe care o creează lecturile sfinte în această seară, în acest ambient al cântărilor care răsună în toate bisericile și la auzul atâtor colinde pe care noi în aceste zile le întâlnim, ochii noștri în această noapte se îndreaptă spre Betleem, pe acel loc unde în istorie Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământ, născându-se între noi. Ochii se îndreaptă spre această este simbolul acelui adevăr care a avut loc odinioară, un fapt istoric, un moment care a făcut a istoria să se împartă înainte și după Cel care a venit. E Crăciunul. Crăciunul care pentru noi este sărbătoarea sărbătorilor, cea mai frumoasă și mai atrăgătoare. Crăciunul însemnează nașterea lui Iisus, Dumnezeu adevărat, care ia trup dintr-o fecioară și devine vestea cea bună a omenirii. Crăciunul pentru creștini însemnează proclamarea bucuriei vieții. Iisus se naște consacrând viața pe care Dumnezeu o oferă oamenilor. Niciun dar și nicio bucurie nu este mai mare decât viața. De ea depinde toată fericirea omului și realizarea lui. Fără ea nu este niciun alt bine și nicio altă bucurie. În pruncul din Betleem admirăm viața consfințită și sigilată de însuși autorul ei, de către Dumnezeu, izvorul și dătătorul vieții, care îmbracă chipul unui om, devenind o ființă vie care a trăit și trăiește mereu printre noi. Vin din morți, nu mai moare, e mâine mereu viu. Niciodată în timpul anului bisericesc nu răsună mai frumos și mai puternic imnul vieții decât la Crăciun. Niciodată viața nu este mai frumoasă și mai strălucitoare decât admirată și proclamată în și de pruncul divin. Creștinii fac pe drept mare sărbătoare de Crăciun, pentru că cinstesc viața în pruncul dumnezeiesc și recunosc în el
nu numai o binecuvântare pământească, ci o revărsare de daruri dumnezești. Acum, spunea odinioară Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea sa enciclică Evangelium Vitae, în zorii mântuirii nașterii unui copil este proclamată ca o știre cu adevărat nemai auzită și îmbucurătoare. Iată, vă vestesc o bucurie mare care va fi pentru tot poporul. Astăzi vi s-a născut în cetatea lui David un mântuitor, care este Hristos Domnul. Cuvintele pe care le-am auzit la Evanghelie. Această bucurie mare de Crăciun este generată, desigur, numai și numai de nașterea Mântuitorului Dumnezeu, care este iubire și viață, dezvăluie și sensul vieții fiecărui om, creat după chipul și asemănarea sa, ce se înscrie în planul Dumnezeu al bucuriei împlinirii mesianice, ca o binecuvântare și o asigurare că prin orice copil care se naște, este asigurată paternitatea lui Dumnezeu și a vieții în lume. Prin urmare, când celebrăm Crăciunul sau nașterea Pruncului Divin, nu facem doar o simplă aniversare ca oricare alta, ci este sărbătoarea sărbătorilor, sărbătoarea vieții, un dar dumnezeiesc manifestat pe deplin în Pruncul Iisus, născut pe pământ la împlinirea timpurilor. Acest fapt este nucleul, punctul central al sărbătorii și sensul profund care ne face să tresăltăm de bucurie. Cerul însuși ne îndeamnă, așa cum am auzit și în această noapte, prin îngerii care au venit din ceruri, spunând mărirea întru cei de sus lui Dumnezeu și pace oamenilor pe care El îi iubește. Adică să fie slavă în cer lui Dumnezeu, iar pe pământ să fie și să se statornicească adevărata pace, bucurie și viață. Crăciunul este vestea celei mai mari bucurii întâmplată pe pământ. Nașterea autorului vieții, apariția vieții care se revarsă peste toți ca un adevărat dar, numai natural, ci și ca un mare dar ceresc. Eu am venit ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug, ne spune Sfântul Ioan. Avea să declare El, Iisus, proclamând astfel Evanghelia sa, cuvintele vieții veșnice. Când ne apropiem de Pruncul Iisus, născut din Fecioara Maria, în casa lui Iosif cel drept, și îl admirăm în frumusețea și nevinovăția lui, suntem invitați la o mulțime de reflecții. Cine este cu adevărat acest prunc care se naște pe pământ în sărăcie? Cine este El care vine în mijlocul istoriei? Ce trebuie să credem despre acest copil care se naște și în același timp ce este omul în lumina nașterii acestui copil? Ce valoare are viața? Care este destinul și demnitatea ființei umane? Ce lecție ne dă Crăciunul? Ce pericole se pot abate peste omenire atunci când valorile supranaturale sunt uitate sau disprețuite și ce e mai rău răsturnate și răstălmăcite? Și desigur, ce obligație ne revine nouă, ne revine creștinilor, beneficiarii misterelor celebrate la Crăciun? Aici, lângă ieslea din Betleem, descoperim un alt mare dar. Darul demnității persoanei. Peste toate bucuriile legate de sărbătoarea Crăciunului și de aspectele exterioare ale acestor zile, gândul la vocația omului și a creștinului face ca toate celelalte motive de bucurie
să rămână în umbră, să aibă doar o consistență reală și o adevărată motivație în el. Creștinul și omul de bunăvoință, când se bucură de nașterea Domnului, se bucură de viață și este pe deplin conștient de demnitatea totul specială pe care o primește. Mic nu o poate întrece. El nu numai că a primit de la Creator viața, suflul din sufletul său și celelalte daruri care le așează peste toate făpturile, ci a fost învrednicit să participe la viața dumnezeiască, adică să se bucure de demnitatea de Fiul al lui Dumnezeu, o vocație supranaturală de care nu se bucură altă ființă și pe care nu o poate avea decât omul. Acest lucru îl admirăm la Crăciun. Lângă este din Betleem, creștinul bun are ocazia să descopere că Dumnezeu este Dumnezeul iubirii, al milostivirii, Dumnezeul vieții. Omul a fost creat să se bucure de viață. Moartea nu e lucrarea lui, ci este doar urmarea păcatului, a neascultării. Pentru a fi învinsă și înlăturată a fost nevoie de coborârea Fiului lui Dumnezeu în istorie și în viața oamenilor, care a luat trup și sânge omenesc și s-a făcut ca unul dintre noi, pentru a ne îmbrădnici de bucuria veșnică a vieții. Această Evanghelie a vieții are un ecou profund și convingător în inima fiecărei persoane. Este înscrisă însă și în firea sa naturală și reprezintă o valoare sacră de la începutul și până la sfârșitul ei, astfel încât nimeni nu poate ataca și nimeni nu poate disprețui. Ea constituie bunul suprem și primordial al omului. Aici este demnitatea lui, demnitatea omului, demnitatea noastră. Acest adevăr capătă așadar adâncă valoare când prin întrupare Fiul lui Dumnezeu s-a unit într-un anumit sens cu fiecare om, spune Conciliul Vatican al II-lea. În zilele Crăciunului, întruparea cuvântului veșnic ne arată că oamenii se bucură nu numai de iubirea nemărginită și milostivirea Tatălui veșnic, care atât de mult a iubit lumea încât l-a dat pe Fiul sau unul născut, ci în același timp descoperă și valoarea incomparabilă a fiecărei persoane umane, astfel încât se poate trage concluzia și se pot afirma cu întreaga biserică și cu Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, cel care s-a apropiat cel mai mult de ființa omului și de viața lui Iisus, că Evanghelia iubirii lui Dumnezeu față de om, Evanghelia demnității persoanei și Evanghelia vieții sunt o unică și indivizibilă Evanghelie. Viața omului e legată de viața lui Iisus făcut om. La Crăciun ar trebui să pornească din toate inimile, atât ale creștinilor cât și ale tuturor oamenilor de bunăvoință, un strigăt puternic prin care să fie proclamată viața, să fie apărat copilul și bătrânul, cel nenăscut și cel ce se află la capătul vieții, să înceteze orice formă de violență asupra vieții, orice conflict armat, orice război și orice nedreptate. Acum trebuie să strigăm încă o dată că demnitatea omului este legată de demnitatea Celui care a venit la noi, Iisus. Atunci când sărbătorim nașterea pruncului divin și ascultăm colindele care premăresc viața, atunci când ne aflăm în fața pomului de Crăciun, simbol al dăinuirii vieții, n-ar trebui să uităm faptul că dreptul fundamental a viață, cu tristețe, le este negat atâtor ființe umane, slabe și lipsite de apărare, așa cum sunt copiii pe care de a se naște. Li se neagă dreptul de a se bucura de darul fundamental al vieții,
ale existenței pe această planetă. O adevărată crimă și o mare nedreptate față de darul vieții, darul generozității lui Dumnezeu. Un dar așa de mare nu poate și nu trebuie să fie uitat. Crăciunul ne amintește și proclamă locul ființei umane pe planeta noastră și în marele univers al lumii. Proclamăm bucuria Crăciunului, proclamăm în sens cel mai perfect bucuria vieții, Evanghelia vieții, iar o astfel de atmosferă ne obligă să ne îndreptăm spre altar, spre iesle, spre prunc și spre viață. Pruncul este, nu este altceva decât Domnul Iisus, Mesia, pruncul care ne s-a dat, s-a născut pentru noi. În El întâlnim viața care s-a dăruit, care s-a arătat, cum ne spune Apostolul Ioan. În acest mister se realizează întâlnirea lui Dumnezeu cu omul și începutul drumului Fiului lui Dumnezeu pe pământ. La această speranță și mângâiere ne cheamă cu adevărat sărbătoarea Crăciunului, sărbătoarea bucuriei nașterii Domnului, sărbătoarea vieții, a demnității și, în sfârșit, sărbătoarea familiei. Rolul sfânt al familiei îl găsim aici, aici, lângă ieslea din Betleem, în casa din Nazaret. Viața pruncului divin a fost încredințată Mariei și Sfântului Iosif. Ei au primit de la Dumnezeu această comoară, cea mai scumpă și nobilă de pe pământ. Dumnezeu a rânduit acest lucru pentru noi. În lumina acestui fapt, acestui măriț adevăr, orice copil este un dar al lui Dumnezeu, încredințat familiei, care găsește în cei doi părinți climatul fericit al existenței, al iubirii, sanctuarul adevărat al vieții și leagănul natural, normal, al fericirii. Viața unui prunc primit și crescut într-o familie reprezintă pecetea pusă de însuși Dumnezeu venit pe pământ asupra celulei de bază a societății, asupra familiei. Familiile noastre sunt sacre de la început, din voința lui Dumnezeu. Și ar trebui să vadă la Crăciun în peștera din Betleem modelul cel mai grăitor al misiunilor, pentru că Fiul Său să vină pe pământ, pentru că Fiul Său să se nască. Dumnezeu are nevoie de familii pentru a duce pe pământ viața copiilor și viitorul omenirii. Sărbătoarea Crăciunului reprezintă un adevărat strigăt către toate familiile, către toți fiii lui Dumnezeu și către orice om de bunăvoință, către tata și mama, către bărbat și femeie, aleși de Dumnezeu să formeze nucleul vieții. Familii, spunea odinioară Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea către familii. Familii, fiți ceea ce sunteți. Familii, fiți fericite de alegerea ce v-a făcut-o Dumnezeu, fiți sanctuare de viață pentru viață, leagăne de iubire pentru copii, bucurie și speranță pentru lume. Așa ne învață și actualul Sfânt Părinte, Papa Francisc, acest carismatic al timpurilor noastre, care știe să iubească viața, să iubească pe oameni, pentru că Dumnezeu i-a iubit și iubește. Sfântul Părinte Papa Francisc, în scrisoarea sa apostolică post-sinodală Amoris Laetitia, bucuria iubirii,
ridică la demnitatea ei familia formată din bărbat și femeie. Familia unde vine darul vieții din partea lui Dumnezeu. Aceasta este dorința Bisericii către toți oamenii, chemarea ei. Aceasta este dorința Sfinților noștri părinți papi, pe care i-am amintit. Aceasta vrea să fie și dorința noastră, a celor care suntem chemați să-L facem cunoscut pe Iisus. Să vă spunem că bucuria adevărată de Crăciun este un adevărat dar pentru noi, oamenii. Cel mai mare semn de iubire și milostivire din partea Tatălui, Creatorul și Dătătorul a toate, așa cum ne-o confirmă pruncul divin venit la noi în noaptea aceasta de Crăciun. Primiți, vă rog, dorința noastră de a vă bucura de darul vieții, de darul demnității persoanei și de darul familiei. Și trăiți această bucurie împreună cu copiii și cu toți cei dragi. Împreună cu preasfințitul Aurel și cu toți preoții noștri, vă doresc Crăciun fericit lângă familia din Nazaret și lângă pruncul din Ieslea cea săracă. Amin. Acum, fraților prea iubiți, în această noapte sfântă, acest moment al iubirii lui Dumnezeu față de noi și al răspunsului nostru față de El, ne vom reînnoi credința noastră și vom îngenunchea atunci când noi vom proclama s-a făcut trup și a locuit între noi. De aceea, în comuniune aici, biserica noastră, cu toți cei dragi ai noștri, cu toți cei ce sunt uniți cu noi prin intermediul radioului și al internetului, vrem să spunem acum, în mod solemn, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a dedea dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, să ne rugăm cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, care la împlinirea timpului s-a făcut om ca să rămână cu noi. Iisuse Hristoase, născut din Tatăl înaintea veacurilor,
Tu care ești strălucirea măririi Lui și chipul ființei sale și care ții lumea întreagă prin cuvântul puterii tale, dăruiește-le tuturor oamenilor viața ta dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse Hristoase, Dumnezeu adevărat și om adevărat, venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc, atrage la tine toate popoarele prin dovezile iubirii tale, pentru ca prin tine să-L cinstească pe Tatăl veșnic. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, Dumnezeu puternic, împărat a toate, care ai binevoit să te naști în peșteră și să fii înfășat în scutece, dăruiește-le celor părăsiți și greu încercați bucuria pe care Tu ai adus-o în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, prunc minunat, Domnul Păcii, călăuzește lumea întreagă spre pacea adevărată. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, care te naști în sufletele noastre, prin cuvântul Tău și prin preasfânta Euharistie, dă-ne harul să te preamărim cu iubire și să te dăruim și fraților noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse Hristoase, spre care se îndreaptă așteptarea Universului, primește pe cei răposați să se bucure pe deplin de roadele venirii tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și veșnic, în întruparea Fiului Tău, Tu ne-ai descoperit iubirea Ta părintească. Primește rugăciunile credincioșilor prin mijlocirea aceleia care ai dăruit harul neasemuit de a fi Maică Preacurată a Dumnezeului făcut om. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși, vă reamintim că colecta din noaptea și ziua de Crăciun este pentru seminar. No!
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Plăcută să-ți fie, te rugăm, Doamne, jertfa sărbătorii de astăzi, ca prin acest minunat schimb de daruri să îmbrăcăm chipul dumnezeiesc al aceluia în care este unită cu tine firea noastră omenească, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi. Inimile. Îi mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu prin misterul întrupării cuvântului ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale, pentru că în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine.
căci în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un plinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri,
și nu ne aduce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ardurați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dorit pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să ai. Dar spune numai un cuvânt. Thank you.
Oh,
Să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, sărbătorind cu bucurie nașterea Mântuitorului, te rugăm să ne dai harul ca printr-o viață sfântă să ne învrednicim a fi părtași de gloria Lui, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Dumnezeu este cu noi, Emanuel. Cu bucurie, noi L-am primit și Îl primim, numai în bisericile noastre, ci în casele noastre, în sufletele noastre, în familiile noastre. Și de ce nu? Să-L invocăm să rămână cu toți și în țara noastră și în toate țările lumii, ca să fie pe pământ pace. Toți părinții de aici din altar, cu preasfințitul Aurel, mulțumindu-vă pentru că ați dorit să participați la aniversarul nașterii, un aniversar sfânt, sacru, pe Iisus, ați venit să participați cu bucurie, să cântați, să colindați. Mulțumim și corului pentru această însuflețită participare și tuturor celor care au fost uniți cu noi prin intermediul radioului Maria și a internetului. Spunem tuturor, Hristos în mijlocul nostru este și va fi. Crăciun fericit, sărbători binecuvântate. Domnul să fie cu voi. Dumnezeu care în bunătatea sa nemărginit a alungat întunericul din lume prin întruparea Fiului Său și prin nașterea Lui glorioasă a umplut de lumină această noapte preasfântă, să alunge de la noi întunericul păcatelor și să reverse asupra inimilor noastre lumina virtuților. Hristos Mântuitorul, care a voit ca marea bucurie a nașterii sale să fie vestită păstorilor de către un înger, să umple cugetele voastre cu bucuria sa și să vă facă veștitori a Evangheliei sale. El care prin întruparea sa a împăcat cerul cu pământul, să vă dăruiască din belșugarul bunei voințe și al păcii sale și să vă facă părtași ai bisericii din ceruri. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernic, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.